Licitația de față este extrem de eclectică din punct de vedere stilistic, pentru că ai cei mai importanți artiști ai secolului 20 care se întâlnesc pe aceeași pereți și este imposibil să nu rezonezi cu un anumit stil, pentru că sunt atât de diferiți ca trăire, ca estetică, ca tip de abordare al vieții, al artei. Pablo Picasso, Don Quixote. Pablo Picasso este poate cel mai prolific artist al secolului 20. În cei 70 de ani de carieră a realizat numeroase lucrări dincolo de pictură, ceramică, gravură, litografii. Desenul Don Quixote este emblematic pentru linia și pentru expresivitatea cu care Picasso își tratează subiectele. Pentru că, dincolo de personaje și dincolo de povestea ilustrată de Cervantes, ce avem în acest desen este relația dintre cei doi. Avem, practic, stăpânul, Don Quixote, care este, reprezintă idealismul exaltat și platitudinea și trivialitatea lui Sancho Panza. Salvador Dalí, bătălie pe o popădie. Salvador Dalí a fost promotorul cel mai de seamă al mișcării suprarealiste. Influențat de Freud, el a reușit să pună această lume în lucrările sale și să facă justapuneri și metamorfoze de obiecte aparent banale, dar puse într-un context care este foarte mistic, oniric și care te duce cu gândul la o lume absolut imaginară. El aproape că în opera sa a încercat să-și inducă stări halucinatorii și să aducă din subconștientul lui în rațional și în realitate anumite elemente pe care apoi să le picteze. Egon Schiele, autoportret. Mărturisesc că Egon Schiele este unul din artiștii mei preferați, pentru că are o capacitate extraordinară de a exprima emoție, materia, corpul uman în lucrările sale, îți dă senzația de trăire extraordinar de intensă. Practic, el a căutat prin cercetarea și prin modul în care a pictat corpul uman să îți trezească toate aceste trăiri, care sunt un mix între inocență, vulnerabilitate, erotism, hedonism, toate sunt foarte intense și modul în care el trata corpul uman avea o anumită tensiune. Din 245 de lucrări, 100 sunt autoportrete. Întâlnire cu plăcerea, de René Magritte. Mi se pare un tablou emblematic pentru creația lui, pentru că întâlnim temele recurente și simbolurile din arta lui Magritte, respectiv omul burghez cu melonul, senzația că dincolo de realitate există acest necunoscut, pentru că Magritte este primul artist care, apropiindu-se de artiștii dadaici, de Chirico, el nu s-a ascuns de necunoscut, el practic a făcut realitatea, i-a conferit o anumită doză de mister. El a fost foarte influențat și de Freud și de traumatica experiență pe care a avut-o în copilărie, pentru că mama sa s-a sinucis, aruncându-se în râu, iar el i-a văzut practic trupul acoperit de rochie. Și atunci această senzație de nostalgie, de căutarea unui lucru dincolo de ce vedem, este o temă permanentă în arta sa. Micuța balerină, Edgar Degas. Micuța balerină, de fapt, era Marie van Goethen și are o poveste, pentru că lucrarea a fost primită foarte prost și chiar hulită. Oamenii au fost impresionați de trăsăturile chipului, le-au considerat urâte. Poziția nu era deloc elegantă și nu era deloc o poziție pe care aștepta-o de la o balerină. Mâinile ținute la spate, pieptul în față, expresia feței, ceva între o ușoară obrăznicie și curiozitate, era un alt tip de balerină. Fetițele din mediile sărace erau aduse și erau așa zisele șobolan de scenă, adică erau balerinele mici care erau puse să umple scena și foarte multe se pierdeau, pentru că era o lume a promiscuității, era o lume în care, de fapt, aceste fetițe erau exploatate și de foarte puține ori ajungeau să strălucească și să ajungă prin balerine. Fereastră în Tahiti, Henri Matisse. Această lucrare mi se pare o metaforă pentru domesticarea memoriei exotice, pentru că ce este foarte interesant la acest tablou este că a fost făcut abia după 5 ani de la vizita lui Matisse în Tahiti. El a făcut foarte multe desene remarcabile în perioada șederii acolo, dar niciun tablou. Deci, toată această evocare a peisajului, care de fapt o metaforă vizuală a ce a simțit Matisse în Tahiti, este un fel de
pictare a memoriei. Deci el n-a făcut o lucrare după un peisaj, ci ce a păstrat emblematic în sufletul lui vis-a-vis de ce văzuse acolo. Victor Brauner, Superjans. Lucrarea de față face parte din Mama miturilor și este o serie pe care Brauner a dezvoltat-o spre ultima parte a vieții. Conceptele artei sale sunt inspirate de spiritualitatea folclorică, de practici oculte și de ezoterism. Este un artist extrem de original, care, după ce a făcut bele arte în București, a plecat la Paris și nu s-a mai întors niciodată. A aderat mișcării lui André Breton, suprarealistă, dar ce este foarte interesant, arta lui are multiple influențe, de la cărțile de tarot, la citate mexicane, la hieroglife egiptene. Sunt foarte multe stiluri care îmbină, dar toate îți dau această senzație de mister, de trăire interioară. Vă invit să vedeți expoziția de la Salvador Dalí la Andy Warhol. Este licitația unei colecții de gravură europeană și ce vă pot promite este că veți pleca mult mai bogați.